Elevii din clasa 12-a de la Colegiul Național Doamna Stanca și-au luat rămas bun de la anii de liceu, de la colegii mai mici și de la profesorii care i-au format în întreaga viață. Plin de emoții și cu lacrimi în ochi, aceștia au urcat pe scena plasată lângă primărie și au cântat Gaudeamus Igitur. Cred că colegii și întâmplările hazlii din liceu, amintirile. Da, ar fi foarte frumos să continui, ar fi ceva nou și foarte minunat. E foarte fericit, deși am multe emoții. Am o togă de fată, dacă se observă, dar sunt emoții de băiat, în orice caz. Și ce să vă mai spun? Să sperăm să ne întâlnim peste 10 ani. Bine și a fost foarte frumos cât a durat. Colegilor mai mici, să vă distrați cât mai puteți. Profesorii lor i-au felicitat și i-au premiat în ropote de aplauze, iar festivitatea a încântat privirile tuturor. A fost festivitatea de încheiere pentru clasa 12. Am încercat să le oferim un moment mai deosebit și în același timp am încercat să oferim și orașului, să zic eu, pentru prima oară un alt tip de ceremonie. Copiii merită, orice copil merită, sunt copii chiar dacă au 18-19 ani și din ce am văzut astăzi, din ce am simțit astăzi și toți anii petrecuți alături de ei, sunt convinsă că am încheiat așa cum am început, cu un pas în față și cu zâmbetul pe buze. Să facă ceea ce e bine pentru ei, să facă ceea ce îi mulțumește, pentru că dincolo de toate, important în viață e să fii mulțumit de tine, orice ai face. Și cred că fiecare dintre ei își vor găsi locul acolo unde viața îi va așeza și vor învăța să facă ceea ce le place întotdeauna. Absolvenții și-au stăpunit cu greu emoțiile și au predat cheia următoarei generații. La final, fiecare a avut câte un mesaj pentru colegilor mai mici cu care au legat prietenii pe parcursul anilor de liceu. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales că a fost ceva unic pentru noi și pentru prima oară s-a făcut așa ceva în oraș și sunt foarte fericită că am reușit să absolvim 12 clase și așteptăm să vedem ce ne rezervă viitorul. Multă sănătate, fericire și fie ca viața lor să fie presărată cu bucurii și împliniri. Sunt foarte emoționată, cred totuși că încă nu realizez ce mi se întâmplă. Am emoții și din cauza bacalaureatului, dar mi-au plăcut foarte mult anii aceștia de liceu și sper ca și mai departe să fie la fel de frumos. Le doresc succes, să fie puternici și succes mai departe și anul viitor! Festivitatea de absolvire a fost asemănătoare cu un spectacol și toți trecătorii s-au bucurat alături de elevii care cu greu își stăpâneau lacrimile.